Vreau să vă întreb, ce sărbătorim de Crăciun? Păi sărbătorim de Moș Nicolae. Nu, de Crăciun ce sărbătorim? Crăciun? Da, asta cum se zice zi. Tradiția. Adică? Mâncăm sarmale, caltăbuș, carne friptă la grătar, mai multe ani. Dar de ce mâncăm astea? Ce s-a întâmplat de Crăciun? E tradiția. Păi e tradiția, dar ce s-a întâmplat de Crăciun? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva de Crăciun. Nu se poate să nu știți. Haideți să ne ducem aminte. Nu prea. Nu v-ați întrebat niciodată ce s-a întâmplat de Crăciun? Da. Zi. Înainte de 89, nu? Da. Da, e tiri. Da. Spuneți că știți. Da, ce să mai... Domnul Ceaușescu, ce să... Păi ce-i cu el? Păi dacă la... Dacă a făcut multe rele. De Crăciun ce sărbătorim, doamne? Ultima întrebare. Păi... Prima zi, a doua zi, a treia zi... Dar ce sărbătorim noi de Crăciun, mai exact? Păi... Pă Moș Crăciun, pă... Dumnezeu, eu știu cum să mai zic. Haideți, doamnă, de Crăciun ce sărbătorim? Ați prins atâtea Crăciunuri. Ce sărbătorim de Crăciun? Haideți să mai vă întreb o dată. Sărbătorim, că trebuie să sărbătorim. Că mai ales noi că suntem bătrâni. Da, dar ce? Păi Crăciunul. Dar ce s-a întâmplat, doamnă, de Crăciun? Nu vă supărați pe mine că repet întrebarea. Dar ce s-a întâmplat de Crăciun? Păi ce se întâmplă? S-a întâmplat ceva? Nu, eu nu știu ce s-a întâmplat. Din punct de vedere religios, haideți să vă ajut un pic. Ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu știu. Nu s-o poate, doamnă. Nu știu ce. Mai dau un indiciu. Are legătură cu Isus. Ce a făcut de Crăciun? Iisus Hristos. Nu mai țin minte să mai vă spun decât să mă uit la calendar. Nu știu. Haideți un pic mai așa. Doamnă, nu plec de aici până nu lămurim cu Crăciunul. Deci de Crăciun ce a făcut Domnul Iisus? Hai să întrebăm pe vecin. Vă mai întorc o dată la Crăciun, nu vă supărați pe mine. Da. Să încercăm să lămurim asta. Ce sărbătorim de Crăciun? Și încerc să vă dau eu un indiciu, așa. Sărbătorim că vine Crăciunul, Sfântul Crăciun și ce să... Da, dar ce înseamnă asta? Nu plec de aici până nu spuneți, că știu că știți, de asta nu mai... Uite, nu-mi dau seama acum. Bun, haideți să o luăm invers. De Paște ce sărbătorim? Pe Domnul Iisus Hristos. Așa. Care a făcut ce? A făcut... Sunt sigur că știți, de asta insist. De ce s-a întâmplat de Paște? Ce s-a întâmplat de Paște? Mâncăm ouă roșie, mâncăm pasta... Iar reveniți la mâncare. Da. Nu, dar ce s-a întâmplat de religios, vă întreb, de Paște? A spus de Iisus Hristos, da? Dar ce a făcut el de Paște? A făcut ceva. Tăi, nu mi-aduc aminte. Dumneavoastră, ce o să sărbătoriți de Crăciunul ăsta? Păi da, mă, băiatul, mami, așa am pomenit, așa e datina... Așa, de când mă știu pe lumea asta, mergem la biserică, că e Crăciunul. Adică, ce se întâmplă în ziua aia? Nu se întâmplă nimic. Te-ai la biserică, iei anaforă, așa, și vii acasă și mănânci bunătăți dacă ai. Știți care este semnificația Crăciunului, semnificația religioasă? Învierea Domnului Iisus Hristos. Nu? Sărbătoriți, de exemplu, de Crăciun. Prima zi, a doua zi, a treia zi. Și de Paște? Tot la fel. Deci nu e nicio diferență? Chiar niciuna, nu știu, asta am încercat să... Nu, păi da, tot așa, prima zi, a doua zi, a treia zi. Am înțeles. Dar vreo diferență religioasă e? Că ați mai fost pe la biserică, spuneți, nu? Acolo care? E vreo diferență de... Tot aceeași vorba aia, tot aceeași slujbă o face părintele și de Crăciun, de Crăciun, de Paște, de Paște. Diferență nu a sesizat așa mare. Nu. Dar o diferență religioasă e între ele? E aceeași, nu trebuie să credem în Dumnezeu, nu toate de la Dumnezeu. Înțeles. Păi da. Dar e asta cu nașterea, cu învierea, că aveți idee când s-a întâmplat nașterea, să zicem? Nu mai știu minte, eu nu prea mai știu carte, n-am mai citit, nu vă să citesc pe calendar, pe astea, cu ochelari. Dar când s-a născut, de exemplu, Iisus, aveți idee? Sau când sărbătorim nașterea? Fie ziua de Paște. Și moartea? Asta nu o sărbătorim, dar când s-a întâmplat? Nu mai țin minte. Și învierea? Haide să le... E noaptea de Paște. Sărbătoriți de Crăciun. Ce sărbătoriți? Păi asta vă întreb. Ori nu am, singură sunt. Dar de Paște ce sărbătoriți? De Paște? O roșie. Că e principala diferență între Paște și Crăciun. Păi Crăciunul e, vine iarna cu zăpadă, cu Moș Crăciun și primăvara e Paște. Asta ce sărbătoriți de Crăciun? Sfântul Vasile,
îl sărbătorim, ne cer la biserică, pe urmă vine Sfântul Ioan. Și de Paște ce sărbătoriți? De Paște, florile.